Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profon. O să continuăm discuția noastră cu subiecte. Mai trebuia să iasă tabla asta un pic, dar haideți să-i dăm drumul că se apresează timpul. Așa încât... Deci o să facem subiecte diverse. Subiecte care să cuprindă toată materia în final. Da? Tot așa în genul erau la date pe la Olimpiadă, la... Iată aici, rezolvați ecuația. Rezolvați ecuația. E vorba de 2i supra 1 minus i, 2i supra 1 minus i, ori z plus 2i este egal cu 2z pe lângă 1 minus i 1 minus i minus 3 plus i minus 3 plus i. Sunt ditestul de acum, ca să nu mai... pierdă timpul. Idei, cum mă gândeam să scriem pe Z ca A plus BI și să mulțim acolo la fracții, da, și la paranteze. Și să-l găsim pe Z așa. Da. Dar n-am mai putea gândi și în alt mod, adică să gândim ca și cum Z ar fi o necunoscută. Să ducem într-o parte sigur necunoscută. Sigur că da, așa și... ar face. Da. Deci totul într-un singur membru, ceilalți în membru drept, ca o ecuație, pur și simplu. Să mutăm pe 2z pe lângă 1 minus i în partea asta. Așa, deci zi, vorbește, te rog. 2i supra 1 minus i totul ori z, minus 2z pe lângă 1 minus i. Egal cu? Egal cu i, nu, minus i minus 3. Minus i, că 2i duce cu minus 2i și cu i, minus i minus 3. Echivalent cu? Desfacem paranteza? Da. Să desfacem paranteza, nu cred că este indicat. Să aducem la același. Să mulțim cu unul minus. Nu, acolo să mulțim conjugatul. Așa. Așa, gata. Deci vine cât acolo? 2i pe lângă? 2i pe lângă 1 plus i. 1 plus i supra? Supra 1 minus i pe lângă 1 plus i. Adică deodată 1 minus. 1 plus 1. 1 minus i pătrat, i pătrat e minus 1, deci 1 plus 1, 2. 2. Z, ori z minus 2z pe lângă 1 minus i este egal cu minus i minus 3. Echivalent cu? Mulțim cu 2. Deci simplificăm cu 2, a zice. A, da, avem. Da? Ce rost are să facem altfel. Și... Și acum scoatem pe z în factor. Și zicem, vorbim. Z pe lângă i minus 1, ca să I plus i pătrat, deci minus 1. Minus 1. Minus 2. Plus 2i. Plus 2i. Egal cu minus 1 minus 1. Minus 3. Echivalent cu? Echivalent cu... Z pe lângă... Z pe lângă... 3i minus 3. 3i minus 3. Egal cu... Îl scoatem pe 3. Egal cu... Îl scoatem acum, da? Da. Deci... 3z... 3z pe lângă... Lângă i minus 1. I minus 1. Egal cu... Minus i minus 3. Minus i minus 3. Rezultă că Z va fi egal cu? Z va fi egal cu minus i minus 3. Minus i minus 3. Supra 3 i minus 3. Supra 3 pe lângă? I minus 1. I minus 1. Amplificăm cu conjugata de la i minus 1. Adică cât este conjugata? I plus 1. I plus 1? Nu? Nu, pentru că trebuie întotdeauna organiza numărul complex în forma care știm partea reală și nu partea imaginară. Compusiv.
Deci, hai să spunem așa, egal cu, scoatem o minus de sus, minus pe lângă minus 3 plus i, și jos, scoatem iar și un minus. 3 pe lângă 1 plus i. 3 pe lângă 1 minus i. Că dacă am scos un minus de aici, aici vine minus i plus 1, deci 1 minus i. Da. Și se duce cu minusul de sus, nu? Da. Și ce facem acum? Amplificăm cu 1 plus i. Da. Deci va fi, z va fi egal cu... Z va fi egal cu... 3 plus i pe lângă... 3 plus i pe lângă 1 plus i. Da. Supra... 3 ori 2. 3 ori 2. Și egal cu lucrăm? Z va fi egal cu 3 plus 3i plus i minus 1 supra 6. Și egal cu? Z va fi egal cu 2, îl scoatem cu 2 în față. Deci 2 pe lângă? 2 pe lângă. 1? 1 plus 2i. 2i, totul supra? 6. Simplificăm prin 2. Și Z va fi egal cu 1 plus 2i supra 3. E dat mai departe, să-l așezăm ca formă 1 pe 3 plus 2 supra 3 ori plus 2 pe 3 ori i. Iată, așa arată un joc complex. De ce aici ai avut greutăți? Care a fost motivul? Păi am încercat să l-am transformat pe Z în A plus BI. L-ai luat de formă, în general, da? Z egal cu A plus BI. Și m-am încurcat la un moment dat la calcul. Sigur că da. Trebuia să-ți dea 1 pe 3 și B-ul e 2 pe 3, dacă lucrai corect. Mergea și așa, n-avea nicio... N-avea, nu era imposibil, deci... vreau să spun că la același rezultat ajunge, dacă nu se creia o greșeală pe traseu. Însă a fost mult mai simplu să lucrăm concret, adică să... privim ca o necunoscută și facem operații cu numere complexe. Da. Aici, la împărțire totdeauna, ca să facem împărțirea mulțimii conjugatul, atenție, aranjăm numărul complex sub forma A plus IB. Da. Deci partea reală la început și imaginea, așa poți aplica conjugata. Altfel ai văzut, te-ai păcălit. Ai zis conjugata era aiurea. Da. Nu e conjugata aceea. E vorba de faptul că partea imaginară este cu semn opus. Partea reală rămâne aceeași. Da. Hai să vedem o altă. Rezolvați ecuația x la puterea linii de fracție x la puterea linii de fracție logaritm decimal din x plus 1 de cât? Din x plus 1 supra log din x egal cu 100. Idei? În primul rând trebuie să punem condițiile logaritmului. Așa, deci... După condiția ca logaritmul x să fie mai mare decât 0. Deci odată x strict mai mare ca 0, x diferit de 1, că e bază, la exponențială tot așa trebuie să, da? Da. Aici am pus x mai mare ca 0 din nevoia existența logaritmului, dar la exponențială totdeauna bază trebuie să fie mai mare ca 0 diferit de 1, da? Da. Și x plus 1, pentru logaritmul de sus, x plus 1 să fie mai mare ca 0. Dar dacă x-ul e pozitiv și plus 1, cu atât mai bine. Deci, asta e deprisos. Asta e mai slabă. Asta e mai puternică. Așa că o să avem doar atât x mai mare ca 0 diferit de 1. Cum continuăm? La a doua. Da. Și după aceea ce să facem? Logaritmul ăsta în ce bază este pe aici? 10. 10. A, să... Logarim... Să logarimăm egalitatea. Da. Ca să coboare ăsta conform proprietății. Deci, echivalent cu a spune că lg din logaritm decimal din x la logaritm din x plus 1 supra logaritm din
x egal cu 10 la a doua, da? Da. Și atunci, echivalent. Păi, de ce am? Care e lăgând, dar aici trebuie să spun egal cu lăgând. Logaritm decimal din 10 la a doua. Logaritmăm și în stânga și în dreapta. Da? Nu era iurea să numai logaritm din prima parte. Și acum ce se întâmplă aici? Intervine injectivitatea. Deci conform proprietății, nu, injectivitatea n-a dus înapoi. Asta este exponentul acela, da, care va ieși în față. Asta ar fi fost și motiv pentru care am logaritmat. Deci vine logaritm din x plus 1 supra totul supra logaritm din x ori logaritm din x egal cu? Logaritm din 10 la 2. Adică? 2 logaritm din 2. 2, pur și simplu 2. Și? Logaritmul unei Dar nu-i logaritmul unei fracții. Arătă logaritmul în baza x. Nu. Deci ăsta supra ăsta, înmulțit cu ăsta, egal cu 2. Ce înseamnă aici? Ce se poate face? Să scriem... Să simplificăm mai de asta și cu ăsta mai încă. Doar niște numere. Da. Și logaritmul în baza x plus 1 egal cu 2. Deci, echivalent, va spune că logaritmul din x plus 1 egal cu 2. Adică, de aici rezultă că x plus 1 egal cu 2. Sunt egal cu 10 la 2. Adică e egal cu 100, x egal cu 99. Termatic x. Foarte simplu. De ce l-am lăsat asta când te uitat la el? N-aș știu cum să le iau. Adică nu, era... clar, să spunem ce, ce nești. A, păi ce... n-am... Nu mi-am dat seama dacă logaritmam cobora da. Aia. Asta era esențial, și... dar să logaritmăm. Da. Deci logaritmăm egalitatea. De ce în baza 10? De ce nu în baza 2? Era... Sigur că da, avem 100 aici. Și ceilalți logarit tot în baza 10. De ce? De motivul ăsta am logarit. Alte ghiți, nu? Radical din x plus 3. Radical din x plus 3. Minus radical de ordine 3 din x. Da. Egal cu 1. Egal cu 1. M-am gândit să izolez un termen. Un din cei doi. Mai întâi? Condițiile. La a, cel par, la x plus 3. Așa. Deci x plus 3 mai mare egal decât 0. Adică echivalent. Vă spun că x aparține de la minus 3 la plus infinit. Plus infinit. Și? Păi, dacă ridicam la a 3, tot rămânea. Sigur că da. Tot rămânea. Nu făceam nimic. Fiindcă unul e de ordin 2 și altul de ordin 3, nu merge. Da. Să ridicăm la o putere. Să scriem pe x plus 3 ca radical de ordin 2 din x plus 3 ca x plus 3 tot la 1 pe 2 și... Tot nu facem. Vine x plus 3 la 1 pe 2 ca o putere fracțională și rămânem blocați. Păi dacă e egal cu 1, dacă diferența lor e egal cu 1, înseamnă că 1 e egal cu celălalt. Adică radical de ordin 2 din x plus 3 egal cu radical de ordin 3 din x. Cum să fie așa? Dacă ar fi fost egal cu 0. A, da. Deci dacă ar fi fost egal cu 0, ținem până și așa, tu și cei doi ar fost egal. Era, da, e 1 plus, egal cu 1 plus. Sigur că da. Deci nu, nu. Să duce 1 în partea cealaltă. Ducem, dar asta o făceam de regulă când ne propuneam să ridicăm la o putere. Era 2 radical în stânga și... La, să scăpăm de radical, dar aici nu pică ideea cu radical la o putere, că nu scăpăm de radical. La a treia rămâne ăștia, la a doua, la a doua, deci nu, nu-i tot mai bine. Altceva. Deci eliminarea radicalului e problema urgentă, dar nu merge așa. Cu radical la putere. Deci nu merge cu radical la putere, că sunt radicali de ordin diferit, da? De ordin 2 și unul de ordin 3. Aici,
notăm pe primul cu un T și pe cealaltă cu un V. Deci notăm pe radicală. Notăm. Radical din x plus 3. Am făcut odată așa. Da. Egal cu un T. Și radical de ordin 3 din x egal cu un T. De aici rezultă că x plus 3 egal cu T la a doua. Și respectiv x-ul egal cu V la a treia. Adică la a treia aici. Da? Da. Dar despre T trebuie să spunem că e mai mare ca 0, că valoarea unui radical de ordin par. Deci T-ul trebuie să-l avem în vedere că e un număr pozitiv. Și acum, x-ul de aici îl ducem sus și prima ecuație de mine. În loc de x punem V la a treia. V la a treia plus 3. Plus 3 egal cu T la a doua. Da. Iată o ecuație în T și V. Și dacă mai avea încă o ecuație, în T și V tot ar fi perfect. T minus V egal cu 1. Ecuația sigur că da, sigur că da. De aia am notat. T minus V egal cu 1. T minus V egal cu 1. Și acum avem un sistem de două ecuații. Una e de gradul 1, nu? Da. Și la îndemână de lucru. Adică scoatem cea din gradul 1 pe T. Nu pe V, că trebuie să fie la 3 și mai mai greu. T egal cu V plus 1. Și mergem cu T-ul sus. Și vom avea V la 3. Am putea să ducem pe T în partea stângă, ca să fie... De la a treia, da, minus T la a doua, adică minus în paranteză. Minus V pătrat. Minus V pătrat plus 2V. V. Plus 1. Plus 1, am lăsat minus în față, da. Plus 3 egal cu 0. Echivalentul. V pătrat. De la a treia. V la a treia, da. Minus V pătrat minus 2V minus, nu, plus 2. Plus 2, da. Egal cu 0. Da. Am putea să scoatem din primii termeni pe V la a doua ca factor comun. Da. Și din al doilea, din următorii 2 pe 2. Așa, deci vine deci, V la a doua, pe lângă... doua pe lângă V minus 1. Minus 2 pe lângă V plus 1. Nu, ba da. V? Minus 2 pe lângă? V plus 1, nu? Păi dacă e plus, că vine minus 2 ori 1, minus 2. Ar trebui să fie minus 2 aici. Și e plus 2. Dacă am scos minusul, trebuie să fie minus aici. Minus 1, așa, da. Că numai minus ori minus face plus 2. Da. Dar atenție multă. Egal cu 0. V minus 1 scoatem ca factor. Vezi? Încă în plus. Da. Dacă ar fost de plus 1, pe era mult caz. Pe asta mă uitat și eu. Nu avea cum să fie plus 1, că trebuia să scoatem factor comun și nu avea plus 1. Da. Păi, nu avea cum și totuși ai pronunțat V plus 1. Da. Da? Deci, e ieșit și eu. Mă rog, s-a întâmplat să fie cu bine aici, tot bine organizat. Autorul, când au gândit, e ieșit și ăsta, l-a avut o soluție. De ce a mers frumos? Deci, V minus 1, pe lângă... V pătrat minus 2. Egal cu 0. Echivalentul. Avem două cazuri. Atât V minus 1 este egal cu 0. V minus 1 egal cu 0. Și V pătrat minus 2 egal cu 0. Din prima V egal cu... 1. V1 egal cu 1. Și din a doua... Plus minus radical din 2. Deci rezultă că V2, 3 egal cu plus minus radical din 3. Deci soluțiile sunt V1 egal cu 1, V2 egal cu minus radical din 2 și V3 egal cu plus radical din 2. Plus radical din 2. Astea sunt soluțiile. V1, V2, V3. Cu V-ul știut, putem așa afla și teorile, nu? Da. Cât ar veni T odată? T ar veni minus radical din 2. Din V plus 1. Deci pentru V1, pentru V1, 2. Egal cu 1, rezultă T1 egal cu 1 plus 2. Da. Pentru V2 egal cu minus 2 plus 1. 1 minus radical din 2. Deci pentru V2 egal cu minus radical din 2, rezultă
Z2 egal cu 1 minus radical în 2. Ce fel de număr este 1 minus radical în 2? E pozitiv sau negativ? E negativ. Radical în 2 e 1, ceva și negativ. Deci mai mic ca 0. Da. Ne interesat de negativ, ce am spus? Nu, noi suntem la e pozitiv. Deci varianta asta mică. Mergem Z3 egal cu 1. C3 egal cu? V3 egal cu radical din 2. Da, radical din 2. Și T3 va fi egal cu 1 plus radical din 2, da? Da. Ne place. Și T1 ăsta și ăsta. Da. Acum ne toacem la substituții. Ori la T, ori la V. N-are importanță unde ne ducem. Dar comod este să ne ducem la V. Că e numai radical niște din X egal cu V. Da. Deci mergem cu o dată V1 egal cu V1 egal cu 2. Rezultă radical de 1 în 3 din X egal cu 2 la 1 pe 3. Deci V1 egal cu 2. La egal 3 din X egal cu 2. Și atunci X-ul va fi egal cu 2 la 1 pe 3. Așa. Așa, vine X egal cu 2 la 1 pe 3? Ia spune-mi tu. Ce fac ca să găsesc pe X aici? Ce se fac în egalitatea asta ca să-l găsesc pe X? Adică la 3-a. E banală treaba ca să găsim pe X. Și în stânga și în dreapta. La a treia. Și înseamnă că X va fi egal aici cu cine? Cu 8. 2 la a treia, da? Egal cu 8. Și cealaltă variantă? Dacă T-ul era 1 plus radical din 2, V-ul. Deci X egal cu 8. Să vedem X-ul, verific, dar trebuia să V-ul, cât trebuia să spunem? Cât am zis noi? V-ul egal cu 1, vezi că am greșit. De ce am zis V egal cu 2? Deci 1. Și atunci 1 trebuie să punem aici. Și X-ul va fi 1 la A, 3 la 1. Da? X egal cu 1. Ia să vedem, verifică 1. 1 plus 3 e 4, radical de 4, 2, minus 1, 1. E corect, da? Da. Deci X egal cu 1 este soluție. Merge cu cealaltă. Al doilea V. V egal radical din 2. Radical din 2. Și atunci spunem că radical din 3 din X egal cu acest V, adică cu radical din 2. Și ca să-l găsim pe X, ridicăm și în stânga și în dreapta la 3. Deci va fi X egal cu? 2 radical din 2. 2 radical din 2. 2 radical din 2. Deci sunt două valori, două soluții, X1 și X2. X1 e 1 și X2 este 2 radical din 2. Vrei să vedem dacă verifică? Da. Ia să vedem. Bine, radical din 2 radical din 2 plus 3 minus radical din 3 din 2 radical din 2. Adică 2 radical din 2, cum spune? Putem zice radical din 2 la 3. Da. Da, 2 radical din 2 este radical din 2 la 3. Egal cu, să vedem dacă ne dă 1. Aici ce am putea face la 2 radical de 2 plus 3. Noi trebuie să ajungem la 1, da? Dacă ar fi pătratul cuiva, un binom să vedem acolo, ar fi foarte bine. Are 2 radical din 2. De două ori este acela, 2-ul.
Deci o parte să fie radical din 2, plus și cealaltă parte să cât să fie, ca să fie binomul apătrat. 1, 1, pentru că zicem de 2, da. Prima ori altă, da? 2 radical de 2, da? Da, și după se adună 1 care l-a început cu 2. Pătratul 2, 1 și cu 2 fac 3. Da. Deci este perfect. Deci vine cât? Radical din 1 plus radical din 2 la a doua. La a doua. Minus radical din 2, pot scăpa de radical. E clar. Scapa aici de radical, nu ieșim în modul că e un număr pozitiv, deci ne rămâne 1 plus radical din 2. 1 plus radical din 2. Minus radical din 2 și face cât? 1. Corect, da? De la rezultat sunt soluții corecte. Mai uite pe o dată și spune unde a plăcut de greșite sau unde au fost momentele importante. Prima notare, când le-am notat. Sigur că da. Asta a fost esențial. Da, că altfel nu. Din experiența care o avem până acum, când radicale sunt de același fel, adică ori indicii 2, ori indicii 3, căutăm să eliminăm radicali după tehnica aceea, nu? Adică la pătrat sau adică la a treia, că ducem un radical într-o parte și asta e altă poveste. Dar când sunt din categorii diferite, din indici diferiți, nu mai merge treaba așa. Da? Deci nu mai merge treaba. Și în condițiile astea suntem nevoiți să facem notații cu observația că trebuie să eliminăm pe X. Da? Ca să formăm ecuația aceea. Deci, sub radical trebuie să existe variabila la aceeași putere, încât prin eliminare, deci să putem să eliminăm, și să apară o ecuație în T și V. Că una din ecuații este, după notație, e clar. E T minus V egal 1. Asta o avem, dar mai trebuie una. Cea de-a doua vine prin eliminare. Da. Variabile. Încât nouă sistem se este în T și V. Și acum nici un rezolvare unui sistem. Practic, de aici încolo, e tot ce înseamnă teoria de la rezolvarea unor sisteme de ecuații. În care o ecuație de gradul 1 și alta de gradul de un grad superior. Substituția era de așteptat să-l scoatem pe T pentru că ridicăm pe T la a doua, nu pe V. V-ul ar fi putut să fie T minus 1, nu? V-ul egal cu T minus 1 și venea T minus 1 la a treia. Dar de ce să ridic la a treia când mi-e mai comod să ridic la a doua? Și acum, important, al doilea moment important, a fost aici când am făcut substituția. Când am notat radicalul cu T, T mai mare ca 0. Foarte important, pentru că una din soluții am eliminat-o. 1 minus radical de 2 n-avea rost să luăm în calcul. Da? Da. Deci, iată alt lucru important, foarte important. Da. Mergem mai departe. Să vedem altă exercițiu. Aflați. Aflați. Modul din 3 minus 4 pi. Modul din 3 minus 4 pi. Supra 5 plus 12 i. Modul adânc. Da. Supra 5 plus 12 i. Da. Totul la pătrat. Modulul totul la pătrat, așa, da? Da. Deci, să aflăm modulul acestui număr complex și cum se ridică la pătrat. Pătratul era în interiorul modulului. Așa. Nu vedeam rost. Așa, da? Modul aici. Modul. Deci, pătratul lui fracție ce e? 3 plus 4 e supra 5 plus 12. 5 plus 12. Plus. Plus 12. 12 i. Bun. Am putea să luăm și numitorul și numărătorul să ridicăm la a doua. Da. Și să vedem. Să facem modul. Da. O altă idee mai ai? A, scriem separat, dar n-am cum e același.
aș face împărțirea întâi. Aș vedea numărul complex ăla care apare după împărțire. Eventual zic la pătrat după aceea. Iar pe mâna ta, tu ai propus să ridicăm la pătrat, nu? Da. Deci e egal cum? 9 minus 24 zi plus nu, minus 16. Minus 16. Supra 25 plus 24, 5, tot așa. 5 ori 10 ori 16? 120. 120. E? Minus 2, nu, 144. Așa, minus 144 în modul, e cam mai departe cu. Să dăm factor comun sus. Nu. Păi de ce nu reduci integranță? 9 minus 16? Da, 9 minus 16 îți dea minus 5. Nu, minus 7. Minus 7. E bine minus 7? Sau minus 8? Minus 7, da? Minus 7. Bine. Minus 24 i. Supra minus 19. Nu, minus 119. Minus 119. Plus 120. 120. Egal. Nu știu, dacă am fi reușit să avem, să scriem separat partea reală de cea imaginară. Deci să fie un număr complex în final, da? Da? Păi cum se împarte un număr complex? Mulțim conjugatul. De ce mai stai pe gânduri? Da. Deci vine minus 7, minus 24 zi, pe lângă 119 minus 120. Minus 119. Ok, minus 119, da. Partea reală. Minus 120, totul supra. Minus 119 plus 120 i pe lângă minus 119 minus. Face cât? Minus 119 la pătrat. Dacă minus la pătrat face plus, minus e cu 120 la pătrat. Minus 120 la pătrat. Ok. Da. Așa. Și egal mai departe. 4, 6, 8, 8. Ce facem acum? Să mulțim, nu? Da. Și modulile astea, da? Da. Punem modul. Egal. 400. Așa. O să dea cu plus primul. Deci, vine cât ai spus plus? Plus 833. 7963. 7976. 13. 833. Așa. Da. Apoi plus 840. 840 i. Da? Da. Plus. Da, cu plus. 2856. 2856 i. Va fi minus. De ce? Păi minus. Păi minus. Da, vine plus, dar i pătrat e minus 1, deci vine minus. Da, 120 ori 24. 120 ori 24. 2880. Totul supra. 14.161 minus 14.400. Da, n-am putea să zicem A la 2 minus B la 2, care face A minus B pe lângă A plus B? Da, da. Deci vine 119 minus 120 pe lângă 119.
Cursul 120. Și egal. Hai să vedem aici modul, da? Da. Aici. 833 minus 2888. Minus 2500. Nu, 3 din 10. 7. 3 din 7, 4. Și 8 din 8, 0. Deci 2000, minus 2047. Ia să vedem dacă am făcut corect. Deci 3 din 10, 7. 3 din 7, 4. Și 8 din 8, 0. Minus 2447. Și plus 6 și cu 0, 6. 4 și cu 5, 9. 8 și cu 8, 16. 3. 3696 fii supra. Dar 2047 acolo. Unde? Aici 2047, da? Da. Așa, 2047. Am plus. Încă 4. Și la scădere aici vine minus. 1. Minus 1 ori... 239, nu? Da. Minus 239. Minus 239. Modul din toate chestia asta. Se ia mai departe cu... Alo? Bună seara! Eu sunt, da. Așa. Vă văd, eu sunt într-o lecție, dacă puteți vorbi mai repede. Sunt în lecție acum, se filmează. Ce doriți să vă spun? Haideți. Da. Spuneți. Așa. 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 Deci, încă o dată? Vreți să vedeți care sunt volumele care vă trebuiesc, nu? Da. Așa. Deci, vă trebuiesc toate volumele din cele 18 care sunt acolo. Da? Mai puțin 6 volume. Ăla de aritmetică, nu. Dar sunteți la zi sau la fără frecvență, seral, ce? Cum sunteți în clasa 11? Da, la ce profil? Tehnologic. Așa. Deci, vă trebuie... n-aveți ce discuta cu chestiunile de la 1-4, iar ălea de la 5 ani nu, 2, 3 am spus până acum, geometria nu, 4, și 2 de capacitate, nu. Deci 6 volume din 18. Vă trebuie 12. Calculul algebric vă trebuie, da? Și pe urmă, tot ce este la liceu în partea aia altă. Deci, doar primele 6 nu. Primele 6 nu, care sunt la gimnaziu și 1-4. Dar celelalte 12, da. Ce? Celelalte 12 vă trebuiesc, care sunt acolo. Da? Da, eu continui lecția acum, mă iertați că v-am spus așa ce ați dorit, dar continui lecția, se filmează, m-am răspuns în timpul filmului. Da? Așa. Așa. Sunați la numere cele, telefon și stați de vorbă acolo. Bine? Bine, bun. La revedere.
Așa. Scoatem, îți distribuim numitorul. Distribuim numitorul și la fi dăm mai departe cu? 2047 supra 239. Minus 3696 supra 239 ori modulul acestui număr complex, nu? Da. Este organizat cu număr complex. Acum de văzut dacă se mai poate simplifica ceva. Nu se poate prin 3, nu se vede prin 2, prin nu știu ce, prin cine s-ar putea simplifica, rămâne o problemă. Da. Deocamdată, cert este că l-am organizat ca un număr complex, parte reală și parte imaginară. Modulul acestui este egal cu cine? Cu radical din x. Adică 2047 supra 239 la pătrat plus 3696 supra 239 la pătrat. Și se face și calculul și acolo este, asta e valoarea modulului respectiv. Da. Ce a avut autorul aici? Deci tu ai mers pe varianta asta să să ridicăm la pătrat. Da. Dar cred că dacă aș fi aplicat conjugată, ar fi ieșit poate mai repede. Zic și eu, nu știu dacă ar fost mai repede. Hai să mergem și varianta asta, ca ți-o spun. Adică ar fi fost 3 vorbe și 3 plus 3 minus 4 i. Pe lângă 5 minus 12 i. Supra 5. 25. Da, 25. Minus nu, plus 144. Plus 144. Așa. Totul la pătrat în modul. Totul la pătrat și în modul. Egal cu modul din. Modul din. Facem mulțire. Da, 15. 15 minus 24 i. Minus 20i. Minus 20i. Minus 48. Minus 48 i pătrat, nu? Da. Și pătrat e minus 1. Deci plus 48. Ia să vedem la tine. Nu, pentru că... Aici nu e minus 5 minus. Minus în minus. Dar aici e plus. 3 plus 4i, nu așa a fost? Sau 3 minus 4. E minus acolo. Aha, la mine, nu știu. Așa. Și acum am zis 15, minus 24, 3 ori 12. Sau cum am zis până aici? 3 ori 5, 15. Am zis 4 ori. De unde am zis 24 i? De la 3 ori... 3 ori 12? Păi cât face? 36. Da. Minus 36. I. 36 i, da. Minus 20 i, e, și minus 48, da? Da. Face minus cu minus plus, dar i pătrat care e minus 1, da? Da. Totul supra? 169. 169. Totul la pătrat în modul. Așa. Și avem o dată 15 minus 48 face minus, minus 33. Minus 33. Minus 56 i. 56 i. Supra 169. 169. Totul la pătrat în modul. Distribuim numitorul și vine minus 33 supra 169. Minus 33. Sau putem ridica la pătrat. Da. Da? Deci, minusul la pătrat va face plus, da. Și atunci vine 33 plus 33 la pătrat, plus de 2 ori prima ori a doua. 2,56. Deci 2 ori 66 ori 56 i. Și plus minus 56 la pătrat.
Da? Minus 56 la pătrat, totul supra. 139 la pătrat. Și se lucrează 33 la pătrat cât faci, minus 56. 1089. Plus 3696i. Minus 3136. Totul supra 169, nu? 169 la pătrat, 28.500. 169 la pătrat. Și se mai aranjează aici și se găsește modul, trebuia să spun, nu? Modul, da. Numărul complet care va rezulta. Tot niște numere mari obținem. Da, da, se vede că sunt numere mari. Asta este situația. Parcă am mers mai repede, zic, după ce am aplicat cojulată, da? Deci, așa se face altă dată. Și când apare numărul complet, să facem în modul rezultat. Alte greșiți? Arc sin de 3 pe 5. Plus arc sin, nu, e tot în paranteză plus. Așa. Deci sin de arc sin de 3 pe 5 plus arc sin de 5 pe 13 aparține lui Q. Dacă aparține lui Q. Pe ăsta cu un alfa, pe ăsta cu un beta. Da. Și apare așa. Deci un alfa anulatat cu arc sinus de 3 pe 5. Arc sin de 3 pe 5. Da? Da. Și beta. Beta egal cu arc sin de 5 pe 13. Sin de 5 pe 13. Și atunci, egalitatea, nu, relația asta înseamnă așa, egal mai departe cu sinus de alfa plus beta, nu? Da. Cu cine egal sin de alfa plus beta? Sin alfa cos beta plus... Sin alfa cos beta plus cos alfa... Cos alfa sin beta. Sin beta. Sin cos, cos sin, da? Da. Și acum, îmi trebuie sin de alfa. Fiindcă am nevoie de sin de alfa, asupra egalității acestei vin și acționez cu sinus. În stânga și în dreapta. Da. Și deci rezultă că sin de alfa este egal cu... De alfa egal cu 3 pe 5. Îi sin de alfa, sin de 3 pe 5. Din cu acest la fel fac, deci sin de beta. Sin de beta e 5 pe 13. 5 supra 13. Pe sin de alfa l-am. Sin de beta la, n-am pe cosinus. Cum aflu? Cum aflu cosinusul dacă știu sinusul? Păi cosinus este... Deci dacă știu sinusul, cum se află cosinus? Din formula fundamentală? Sigur că da. Deci știm că sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa este egal cu 1. Da. Atunci? 3 pe 5
3 pe 5 la pătrat, plus cos pătrat de alfa, egal cu 1. Egal cu 1. Și atunci, cos pătrat de alfa? Cos pătrat de alfa va fi egal cu 1. Alfa, 1 minus... nu, amplificăm cu 20. 1 minus 9 pe 25, care înseamnă? 25 minus 9, 16. Pe 25, ăsta e cos pătrat. Da. De unii cos de alfa, va fi egal plus minus radical din 625. Adică egal cu plus minus 4 pe 5. Sunt două variante. Da. Plus minus 4 pe 5. La fel cu sin de beta. Da? Deci sin de beta... sin pătrat de beta... Plus cos pătrat de beta face... 5 pe 13, ce înlocuim, atunci cos de beta, zicem de dată, cos de beta, 1, 2, de dată, egal cu plus minus, radical, zic, să mai pierdem timpul. 5 pe 13 la pătrat, adică 25 pe 169, sau 1 minus, pardon, minus, 1 minus 25 pe 169. Și amplificăm cu 169, 169 minus 25, 144. Deci plus minus radical din 144. Plus minus 12. Supra 169 și egal cu plus minus, plus minus 12 supra 13. Sunt două variante, plus minus 12 pe 13. Deci, o să am așa. Știu și pe sinusul și pe cosinus, nu? Deci putem înlocui. Și atunci, expresia e, hai să învățăm cu e, va fi egal cu, e egal cu. E egal cu. Avem o dată sin de alfa, care era 3 pe 5. 3 pe 5. Ori. Ori cos de alfa, care era... avem plus minus 4 pe 5. Deci aici este povestea, cum o să luăm. Nu știm în ce cadran este unghiul alfa. Mm. Dacă ne s-ar spune că alfa este un unghi în cadranul 1 sau în 2, dacă ne-ar spune întâi am luat cu plus, iar dacă ar fi un unghi în cadranul 2, am luat cu minus, pentru că noi știm așa. Nu? Da. Ce știi? Cel cu trigonometric care ne salvează de fiecare dată. Și spune, cât e sinusul 3 pe 5, nu? Da. Sinusul e pozitiv. 3 pe 5, adică 3 5 minus. 3 îl împart în 5 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5. Și noi luăm 3 din astea. 1, 2, 3. Și atunci unghiul va fi ăsta. Ăsta e unghiul care are sinusul 3 5. Dar tot așa, poate să fie în cadranul ăsta, o poziție M1, dar poate să fie și în cadranul 2, când avem un unghi mai... care depășește pe 90.